Auto Bergamo Deva mai are nevoie de o singură victorie pentru a accede în ultimul act al campionatului Ligii I la futsal și va juca cu trofeul de campioană pe masă. În primul joc din semifinalele play-off-ului Ligii I, Auto Bergamo a învins în deplasare scor 8-2, la pauză 5-1, pe Spicom Sfântul Gheorghe. Următorul meci se va disputa în sala sporturilor din Deva marți 27 mai, începând cu ora 19. Auto Bergamo mai are nevoie de o victorie pentru a se califica în finală, unde ar putea da peste campioana în titlu City AS Târgu Mureș, care, la rândul ei, în primul joc din penultima fază a competiției, s-a impus cu scorul de 10-4 pe terenul lui FK Odorheiul Secuiesc. În campionatul regulat, Auto Bergamo Deva a fost lider.